Care sunt principalele nemulțumiri mai de față? Locul de muncă închis. Continuitate, deci locul de muncă nu este funcționabil, nu este asigurat. Protecția socială. Cei de la conducere v-au zis ceva? Nimic. Amăgeli. Că săptămâna viitoare mai stăm o săptămână în concediu, mai stăm două săptămâni în concediu și uite avem trei luni de zile și de acum nu mai suporta lumea. Am înțeles că nu puteți intra în subteran. Nu, subteranul este închis cu gratii, două lacăte. Ce să ne spui? O zis că ei ta vreau să nu mă s-o închidă, altceva nimic. Să ne ducă la sapă de lemn, să nu mai avem unii lucrani ca iuri. Asta-i. Deci nu e altceva. S-a făcut o listă să rămână 42 sau 44 de persoane, din care doar 7 minieri la întreținere de galerii și ce mai este, și restul auxiliari. Deci, mai mulți sunt la birouri acolo. Vrem de muncă! 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 Stăm acasă și ne plătesc. Și să muncim. N-au bani. Stăm de două luni de zile și o bag asta. Ultima de plată nu-i plătit. Deci în concediu vă plătește, dar la muncă nu vă plătește. La muncă nu ne primește, dar să stăm acasă. L-am întrebat, domnul director, de ce nu lucrăm? Noi acum de ce nu lucrăm? Cu ce să vă plătesc? Zic, domn director, dacă mă ții acasă de două luni, cu ce mă plătești? Dar dacă scot două roabe de minereu, nu ai bani? Și că stau acasă, ai. Deci ca să stai acasă, ies, sunt bani. Asta vrem, nu vrem. Dacă îi spun că nu mai este uraniu, ce ciment, nimint în față. Nu a adus nicio comisie. Ultima dată, la ultima grevă, a spus că trimit comisie. Nu a trimis nicio comisie să vadă rezervele de uraniu. Am cerut comisie, nu a mai adus-o nimeni. Și încă este uraniu. Este uraniu. Dar nu, problema că nimint în față, nu a vrut să trimite comisie. Nu apare nicio comisie, aceeași vechea comisie. Întrebare, aveți cu cine discuta? Nu. Director, cerem demisia directorilor, nu mai... Avem un director aici, nu este nimic. Nu se mai poate, directorii nimint în față, nu mai ne-am săturat.